Bă, băiatule, carantina asta a scos toată mizeria din voi. Tot. Tot ce mai era de scos, ce n-am scos eu în verdict, a scos voi pe Instagram de 2 săptămâni încoace. Bă, toate amețitele. Au avut așa o revelație, mă, despre ele. Deci despre ce pot ele să facă, mă, în general, în viață și despre... Cum adică știi cine sunt ele într-adevăr? Ele nu erau cine erau înainte. Înainte de ce? De virus? Sau de ce? Înainte să ce nu erați? Mă, ele acum au înțeles cine sunt într-adevăr și cel mai important este să, cum vă spuneam într-un alt verdict, dar acum auziți live, să vă bucurați de lucrurile simple și de ce? Care lucruri simple? Care? Alea după carantină? Care sunt lucrurile simple din care, de care voi vă bucurați? De familie și să vă bucurați. Deci nu vă bucurați înainte de familie. Înainte de ce nu vă... Pentru că eram furate așa de societatea asta care cumva te împinge, știi, și tot timpul stai așa pe net și nu mai ești așa atent la familia ta. Tăceți dracu din gură! Ipocritele dracu! Sunteți numai pe net de când a început carantină. Care enjoy the family? Păi când aveți voi, mă, timp să enjoy the family? Când? Când vă bucurați de momentele cu familie? Când vă bucurați? Că voi, de dimineață până noapte, sunteți live pe Instagram. Live, non-stop, să transmite ce mama dracu faceți în sărăcia aia, Lucie, în care stați. Alea care stați în sărăcie. Influencerele care mama dracu, alea care se visează, că știți că sunt unele, care au la Instagram toate, multe, mii, milioane, personal blog. Nu, stai, stop. Ce înseamnă personal blog? Adică ce? Cum adică cum? Blog personal? Adică tu și cu cele 50 de cretine care te urmăresc, voi sunteți această comunitate a blogului tău personal? Să țineți tu, bă, cine sunteți, ratatelor? Cine sunteți? Cine sunteți voi, bă? Cine sunteți, bă, nebunelor care împărtășiți cu noi tot ceea ce noi nu vrem să știm? Eu noroc că noi, pentru că sunt foarte mulți care urmăresc orice, adică inclusiv pe mine. Sunt mulți care mă urmăresc și chiar dacă nu mă halesc. Sau... Bă, dar de ce te uiți la unii pe care nu-i halești? Sau, în general, de ce te uiți undeva unde nu-ți place? De ce? De ce? Pentru că sunteți niște imbecile, da? Deci voi astea care acum... Știi ce? Ceea ce s-a întâmplat acum cu această pandemie... Vedeți că habar n-aveți ce s-a întâmplat! De fapt, voi nu știți ce s-a întâmplat, știți? Nu știți. Voi stați ca toată populația globului la TV-ul, ăia vă manipulează cum vor ei, normal, cum erați manipulate și înainte. Deci diferența dintre felul în care voi ați fost manipulate înainte de blog și te, că acum nu mai au cu ce să vă manipuleze, că n-au... Toate blocșitele astea imbecile cu voi în frunte ar trebui să facă reclamă doar la hârtie igienică. Că acum despre asta e vorba, despre hârtie igienică. Câtă ți-ai luat și reclamă la ea. Eu m-am șters, mi-am luat 4 pachete de mai multe feluri, uite, ăștia cu hârtie igienică nu s-au gândit. Și care e mai bună? Băi, deci, pentru poponețul meu, este mai bună asta care e în două straturi și cu asta care este într-un strat, și cu, dar pe mine totuși mă irită pentru că, nu știu ce, în perioada de stat în casă, pe mine nu mă irită la fel pentru că mie mi-a crescut părul în fund și încă nu mă mai epilez pentru că știi că nu mai pot să merg la salon și când am păr în fund, e mai bine să mă folosesc de hârtia asta igienică care are doar un strătuleț. Nu, mie nu mi-este bună pentru că îmi rămân smotocei și în funduleț și în pechiloți. Tot timpul am observat. Ție cum ți-au rămas? Voi despre asta trebuie să vorbiți, mă, acum. Ratatelor. Voi știți ce ratate, care așa vorbeați despre cremă, iaurțel, nu știu. Vorbiți despre hârtie igienică acum să vedeți. Haideți, făceți-vă talentul, că tot vă dați challenge-uri pe Insta. Challenge? Ce challenge-uri, mă? Bă, să te întrebi dacă a avut vreodată tupeu cineva să mă contacteze pe voi. Challenge. Varsă-ți aia, era aia, bache trahat, să-ți verși și găleata cu apă, cu gheață în cap. Ce, mă? Ce? Bă, voi vă dați seama în ce hal de ușor sunteți de manipulat, proastelor. Challenge. Postează o poză cu, efectiv, degetul tău mare de picioare. Asta trebuie să faceți, bă, challenge, că v-am vorbit acum la vedete de... Faceți challenge cu degetul la picioare. Că murim. 99.9, asta e groasă rău de tot food fetișurilor. Așadar, astea care vă dați challenge, faceți challenge cu hârtie igienică, nebunelor. Haide, challenge, care, cum, care folosește, unde și-o bagă, unde și-o scoate. Că despre asta puteți să vorbiți. Că ne-ați zăpăcit voi, niște nimeni, într-un nimeni.
nimeni, sunteți nimeni, sunteți nimeni. Toate faceți yoga pe net. Ce? Băi, imbecililor, unde vă sunteți copii, mă, toate yoghine acum? 10 zile, de 10 zile sunteți toate yoghine, de 10 zile, bă, în 10 zile tot, tot, în 10 zile, în 10, au trecut 10 zile, 2 săptămâni maxim, toate sunt yoghine. Cum ați devenit, cum ați ajuns la această performanță? Cum ați ajuns închipuitele, dracu, meditatoarelor care meditează ghidat? Băi, eu acum eu trebuie să dau pe nume, că n-am... Băi, o vedetă pe România, bă, nu vreau să-ți fac, mă, nimic aici, eu nici nu vreau să vorbesc, nici cum să zic. Bă, potolește-te cu aberațiile, bă, băiatul. Tu crezi că dacă ai fost în India de 2-3 ori, mai e una care-i până în India, ne-a zăpăcit. Astea care ați citit Eat, Pray, Love, credeți că știți să meditați? Ați înțeles cu meditația, băi, psihopatelor. Ce e, mă, acum noi medităm? Acum medităm. Unde? Că ți alergă copiii pe-n bătătură. Pe-n living, trec și aia. Ăla stă disperat, nu mai poate, a nebunit, s-a închis pe balcon. Ăla dorme. Sunt mulți care dorm pe balcon. Intenționat, nu contează că îngheață. Au ajuns la paroxism în 2 săptămâni. Tu meditezi. Life cu alte nebune. La ce meditezi? La ce? La carantină? La ce meditezi? La foamea din stomac? La nebunia din cap? La ce meditați, bă, băiatule? Le mai luați și pe alte? În moment, trebuie să respiri, să inspiri și să expiri. Nu poate să inspire și să expire nimeni. Life, în primul rând. Meditația, știi, care într-o stare. Nimeni nu poate să inspire și să expire de la mâncarea de mațc. Vedeți că ați luat 10 kg. N-ai cum să meditezi, că ai ciolan în stomac. Ai mâncat șnițelul, cât masa. L-ați făcut în două, tu ai mâncat 70%. Ce să meditezi? Ce să meditezi? De ce sunteți imbecile? Ce aveți? Cine sunteți aceste nou? Important în perioada asta să ne regăsim. Te pierdusei? Sau ce, unde să te regăsești? Păi dacă nu te-ai regăsit până la vârsta asta, unde să te regăsești, mă, te ajută carantina să te regăsești? Băi, închipuitor, nu vă e, mă, rușin. Toate sunt pe spiritual. Să fim mai bune. De ce să fim mai bune? De ce? De ce sunteți ipocrite să fim mai bune? Păi fii dracu, non-stop. De Crăciun fi mai bun. Fii dracu tot anul. Lasă corona. Să fim, să facem așa un bine tuturor și să stay safe. Stay safe? De ce safe? Păi lasă-ne să fim safe de voi. Nu mai postați. E toată lumea în pericol. Copiii sterilizați până casă. Downloadați aplicați. Toate știu cu homeschooling-ul acum. Luați labele de pe copii. Nu mai fi și mame, că n-ați fost până la corona niciuna mamă, v-ați descoperit acum, sunteți mame voi. Pe ce bază sunteți mame, mă, voi? Că downloadați 3 aplicații și... Eu repet cu fiul meu, uite, aici să învățăm engleză. Nu-l mai teroriza pe copil. Vă filmați copiii non-stop. Non-stop. Apucatelor. Mamele nu-și filmează copiii non-stop. Nu. Alea sunt niște troglodite care fac asta. Niște psihopate. Ce zic, mă, copiii ăia? De un an, de doi, de trei, care non-stop sunt alergați până casă cu telefonul și filmați și postați. Copiii ăia, bă, când stai la masă, haide, zizulel, ți-e mâncăm acolo. Bă, copilul vede că îl filmezi. Copilul sesizează că telefonul este un membru al familiei. Voi înțelegeți că sunteți niște prăjite? Că vă prăjiți copiii? Unul din membru... Unul din membrii familiei este telefonul la voi. Copilul este terorizat, orice face e filmat, ca voi să postați, arătați la alte amețite, alte proaste. Toate sunteți niște proaste. Toate. Niște proaste care vă nenorociți copii. Filmează-te pe tine în baie, arată-ne fundul alea, ce vrei tu să ne arăți și cum te-ai regăsit tu în veceu. Dar lasă-ți copilul în pace. Ce vin are copilul? De ce vă distrugeți copiii? Voi sunteți niște irresponsabile, nu sunteți nimeni. Niște amnețite care v-ați băgat tanga în fund și sunteți în living cu preșulețul ăla și ne arătați voi cum să faceți fitness. Cu niște fraieri pe care îi plătiți voi cu cardul 1, care zice 5, 4, dar fă dragă singură, nebunul regăsit-o, n-ai zis că te-ai regăsit? După yoga aia nu te regăsești la cap și te gândești, fă singură, ce dracu faceți live-ul ăla, misa aia, toate în live și faceți sport voi toate. Acum 2, 3, fă singură, nu știți să stați singure una cu alta.
Aia nu este, stai singur una cu aia. Este că trebuie să faceți cu asta. E aplicație de party, aplicație de party, de amețite, imbecile, care se întâlnesc toate și pe un pahar de vin împreună și vorbim așa, ne cetuim, ne... Păi n-ați zis, mă, că v-ați regăsit? N-ați zis că vă bucurați de lucrurile simple? De dragi, dacă stați numai pe net, stați! Numai pe net sunteți! Care lucruri simple? Netul? Este atât de important că acum în sfârșit putem să stăm unii cu alții. Nu este adevărat, nimeni nu stă. Nimeni, toată lumea stă live pe net. Toți fac mici dialoguri, se împartă ecranul în două și aici unul și altul și își iau ba interviuri, ba vorbesc, ba da sfaturi, ba fac glume. Glumele voastre sunt de căcat, voi n-aveți Caterinca. Dacă vă dau Caterinca mea, nu mai vorbiți unii cu alții 6 luni. Ce glume aveți? N-aveți ce... Anul viitor, dacă mă suni, voi veni oriunde. Nu te sună nici dracu nasoală. Cine să te sune? Dracu, nu te cheamă nimeni nicăieri, exact ca și până acum o lună. Chestia asta se termină într-o lună și ce credeți? Revenim la viața dinainte? Când uitați-ți voi să vă bucurați de lucrurile simple. Voi vă bucurați de lucrurile simple pentru că alea sunt alea pe care le aveți. Simple. N-aveți nimic. Aveți living-ul, rahatul ăla de canapea, care ne-ați zăpăcit, în fața căreia faceți. Vă dați cu nu știu ce măși pe față, pe păr. Eu am învățat să-mi îngrijesc singură părul și nu știu, pute toată casa, ou! Stați în două camere, putea, ou! Pute, totul pute, în jur. Nu îți mai face măști de păr. Nu ne interesează. Sunați-vă dracu cu afezii și aici și mergeți la ei. Alo, vin pe neveu. Nu vine miliția să te prindă. Îngrijiți-vă, terminați cu aberațiile. Toate aberațiile. Toate. Nu există. Chestia asta, noi brusc ne punem acest telefonaș și ne filmăm în cuplu, cum facem? Curat, ăla dă cu aspiratorul și tu îl filmezi și îl postezi. Băi, fătălăilor, ce v-am spus eu, mă, mafioțu? Ce v-am zis eu, mă? Ce înseamnă asta? Ați sărit toate ca femeile cu violență. Cu violență? Închideți-le pe balcon. Bă, uitați-vă la mine. Uitați-vă. Că noi o primesc nostru. Deci, când ai ocazia, a ieșit să întindă rufele, închis-o pe balcon, îi mai dai drumul seara. De 2, 3, 4, 5, 6 ori faci asta, nu mai mișcă. Nu există așa ceva. Cum să haleși, mă, tu cu ea să vă filmați, să cântați, să faceți glume împreună în cuplu în fața camerei? Ești retard? Păi nu te mai spală, mă, nimic. Nu mai poți să ieși în oraș, nu mai poți să mergi la birou. Te dai demisia. Te-a văzut toată lumea. Cum ești filmat, că faci curat, că gătești. Nu mai ai cum să ieși în oraș, nu te mai cheamă nimeni la niciun meci. Nimeni, nimeni. Băieții se cheamă numai între băieți. Măcar ascunde-te. Cum halești vrăgeala asta să te postezi? S-a postat ce cu de-aia, mă postezi și eu. Vino să mă ajut să facem curat. Mărș! Ce ai de făcut de dimineață până seara? Amețit-o acum. N-ai timp să faci curat în fiecare zi 2 ore? Ai timp. El n-are de ce să facă curat. Care-i treaba cu sclăvăgeala? Închise pe balcon. Rețineți ce vă zic. 2. Trebuie preluat living-ul. Voi ascultați pe Dănuț. Mafioții, preluați living-ul. Ce înseamnă asta? Să desparte familie. Voi trebuie să începeți să exersați asta cu despărțitul. Și anume, fiecare și-a o cameră. Ea are dormitorul, raus. Eu vă spun, pentru că este mult mai mișto un living, da? Deci are dormitorul, tu ai living-ul. Living-ul e al tău. Acolo dormi, acolo mănânci, acolo te uiți la televizor. Ai preluat living-ul, e al tău. Doi, mai subțirea nu și cu trecerea până living-ul. Tu stai în dormitor și te uiți la televizor în dormitor și cu coia și copiii, dacă e babardela, hai, pac, 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 închideți-vă acolo. Tu trebuie să preiei living-ul, fiecare trebuie să preia o cameră. Nu o să rezistați altfel. Trebuie să preluați o cameră. Living-ul, că living-ul are și balcon ca să poți să și fumezi, că n-aveți voie nici să fumați, nici să beți, nici să nimic. E carantină definitivă, că sunteți cu alea în casă. Eu vă spun, preluați o cameră, ia preia dormitorul, ia dormitorul, că oricum ea să doarmă, să odihnească și că e obosă tot timpul. Raus pe dormitor și tu trebuie să te poziționezi nimic, să n-ai treabă cu dormitorul. Să nu te pună, Doamne ferește, să faceți vreun exercițiu. Nu, păi faceți numai în living, pe covoraș acolo, vă pozați, faceți dansuri împreună, alea dansuri sincron, ceva. Nu halește așa ceva. Nu halește așa ceva. Toate gătesc și postează ce gătesc. Și nu gătesc orice, mă, băi, deci ele când au fost în vacanță în Malaezia și gătesc numai cu turmenic, ce? Bagă dracu ceafa pe aia și cu 2 cartofi și tăceți dracu din gură, nebunelor, v-ați trezit acum masterchefelor. Ce dracu gătiți, mă? Dacă le vedeți fețele lor, pentru că ele gătesc prima dată acum. Asta e problema, știți, e prima dată, e prima sau a doua, a treia, a șaptea, câte săptămâni au trecut. Atât, ele acum au gătit prima dată, nu au gătit în viața lor. Bagă efectiv Glovo, comandă la greu,
nu-ți mai face talentul pe net pe stomacul ăla. Sau poate doar găti și aruncați după aia, că ăla n-are ce să mânce, tu n-ai gătit în viața ta. Dar cum acum te-ai apucat? Toate sunt bucătăresc. Ce bine. Întotdeauna am fost pasionată de dulciuri și întotdeauna când eram cu mama, minți, mincinosul, te știe toată lumea de la început. Cum te-ai cunoscut gătit, mă, înainte niciodată? Cum v-a apucat acum găteala? Cum v-a apucat și citit tu? Toate prostiotele citesc. Ce citiți? Ce? Sugio Ramona, poate atât maxim. Altceva n-aveți ce să citiți. Toate postează o cărticică pe și citesc. Ce? Păi n-aș citi niciodată. Cum? Crezi că poți să te-a pus să citești la 30? Da, adică pur și simplu tu încurajezi să... Nu ai cum. Cititul nu e aleatoriu. Eu când aud întrebarea, o primesc des. Ce carte e aia, Ania? Ce citești? Cărțile nu se recomand decât. Între minți asemenea. Știți ce înseamnă asta? Adică dacă ești prostă, poți să-i recomanzi altei proste. Dar fii atent că trebuie să ai cam același nivel de prostie. Pentru că... cititul nu e șe. Ce care îți recomand o carte foarte bună? Păi cititul e șe, bă, imbecilelor. Despre cărți pot vorbi oameni ale căror minți sunt apropiate. Nu pot să vorbesc cu orice imbecilă ce carte citesc eu. Păi în primul rând istoricul tău de citit n-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Tu ești o amețită, vai, care ai citit 3 reviste toată viața. Tu am vrei cărți cărți, în primul rând, trebuie să citim cărți de dezvoltare personală. Dezvoltă-te, cum te dezvolți în living? Acum? Pe carantină? Citiți că astea, toată lumea s-au regăsit pe spiritual acum brusc și au dat seama cât de importantă este familia. Deci pe 16, pe cât s-a dat, mă, pe 15 martie nu era importantă familia. Acum așa a dat toată lumea seama. Vedeți că e prima dată când ați făcut cunoștință cu copiii. Acum i-ați cunoscut. Cine e ăsta? Al treilea copil. A, ăsta e? Da. Acum ați făcut cunoștință, nu știați cine sunt copiii. Spre ce vorbiți, mă, voi? Adică, bă, noi cum, mă, te îmbraci în leată? Băi, Olivia Newton-John, faceți cu bentițe de alea pe cap, unde te-ai pregătit, bă, băiatul? În casă? Nu. Aia e Ambrogiu. Ambrogiu locuiește într-o vilă mare tot în Los Angeles, care e mare, de tot imensă, cu milioane de euro. Nu, tu nu arăți la fel. Tu ești într-un living de 3x3, în berceni, pe o salteluță, pe un covor în plastic. Aia ești tu, tu ești Ambrogiu. Reveniți-vă, dracului, din demență. Astea care v-ați găsit, ele care intră în așa într-un dialog și ni-l postează și ne arată și vorbesc despre cum trecem peste această perioadă. Care perioadă? Eu zic că în această perioadă, săracelor, gândiți-vă că, vedeți că cum o să treceți peste foamea care vine. Că v-ați bucura, nebunilor, că ne-au închis ăștia în casă. Doar că voi, corporatiștilor nebuni, nu mai aveți unde să vă întoarceți la servici. S-a terminat. Și cu vacanța în Maldive aia pe care vă luați oricum cu 2 ani înainte, nu contează, all inclusiv, nu contează. S-a terminat, urmă e. It's over. Poate gândiți cum să faceți niște bani, în loc să faceți yoga pe net, poate băgați un video chat. Că pe perioada asta să stă pe net, ca lumea. Cum stați și voi astea care v-ați regăsit.